Hei, toată lumea, eu sunt Darius, iar astăzi am revenit cu un nou tutorial. Bun, s-ar putea să se audă puțin ciudat, asta e. Bun, deci astăzi o să vă învăț cum să faceți o capcană cu dispensere, deci ceva de genul ăsta. O să zicem, stați, luăm... Sau nu, uitați, că vă arăt imediat. Deci luăm... Secundă, vă rog să mă pun pe peaceful. Așa cum enervează slime-urile. Bun. Opa, mă scuzați. Bun, deci, uitați. Vedeți, trag toate deodată. Și ca să le opriți. Bun. Deci azi vă voi arăta cum se face această chestie. Mai întâi avem nevoie de dispensere. Oricât te doriți dumneavoastră, cât te doriți să fie la capcană, puteți pune și 10 așa legate. Deci punem să zicem tot așa 4. 1, 2, 3, 4. Bun. Luăm repeatere. Și punem în spatele fiecăruia câte un repeater. Opa. Bun, acum luăm redstone și la fel. Tragem cu 3 în spate, venim până pe aici. Așa. Și aici creăm un cloc ca să tragă la regulat. O să stați un pic să mai trag cu 2 în spate. Ok. Opa. Ai, mă rog. Mă scuzați dacă mă auziți puțin ciudat sau dacă vorbesc mai încet. Na, asta e. Ok. Ah, stai, că am uitat o chestie. Le setăm la maxim. Opa. Mă scuzați că tot deschid astea, dar nu prea văd bine. Adică nu că nu văd bine, văd bine. Dar nu văd bine tastele, că filmez când stau. Stau întins când filmez și mai e greu. Bun, în sfârșit. Acum venim la astea, la dispensere. Punem, să zicem, aici câteva săgeți în fiecare sau cu ce vreți să arunce, mă scuzați. Ok, să facem și zi. Așa. Punem un al doilea. Ok. Punem un al doilea. Adică, mă rog, al treilea. Și punem și în al patrulea. Câte doriți puteți pune. Bun. Și acum tragem firul de redstone. Până aici. Așa, bun. Aici puneți un repeater. Și uitați. Și când doriți să-l opriți, spargeți un redstone. Sau puteți face cu lever-ul, dar decât să vă mai complicați, puteți face direct. Și uitați. Ele vor trage. Bun, nu mai au săgeți. Asta e, dar auziți. Că se aude doar că trag. Bun, și puteți face așa cât de lungi vreți, doar că dacă veți trage, dacă veți trage firul de redstone așa la mai multe, vor trebui mai multe repeatere. Vă dați seama, eu am pus doar unul. Probabil vor trebui mult mai multe. Stați să mai pun unul aici să arate așa bine. Ok. Deci, acesta a fost tutorialul, sper că v-a plăcut. Deci, dacă v-a plăcut, dați vă rog like, subscribe dacă tot vizionați, lăsați-mi comentarii ce să mai fac, că deja chiar nu mai am idei. Bun, deci eu am fost Maestru 56 de pe YouTube, pe scurt Darius și tocmai m-ați urmărit. Mulțumesc, la revedere!